La toți fanii mei vreau să vă spun că, ia uite, Bogdan a pregătit pentru cuptor aici puiul, a pus pept de pui și cu pulpe, adică să bag cu cartofi. M-a lăsat pe mine să fac asta. Și el a făcut, uitați ce a făcut el aici. Hai să vă arăt. Ce a făcut el aici? Bă, are șugură, e acolo. Păi filmez și eu, filmez Bogdan, ia uite. Filmez aici ce a făcut Bogdan. Vedeți ce ciorbă a făcut Bogdan? Din puiul care l-a făcut, a făcut o ciorbă cu orez, a băgat aici aripioarele, a băgat spatele la pui și dintr-un pui a făcut și ciorbă. Și acum o să fac eu aici, m-a lăsat pe mine să fac pulpe la cuptor, să pun în tap aici, pulpe la cuptor cu pieptul ăsta. Și acum o să fac cartofi, o să vină Bogdan să mă ajute și pe mine să mă filmează cum fac aici, cum prepar la cuptor. Pentru că și eu l-am ajutat, de-am filmat la pentru canalul lui, puteți să vă uitați și pe canalul lui, Bogdan Originalul, vă rog frumos să vă abonați la canalul lui. Bogdan, vin cu să mă ajungi și pe mine? Unde ești? Că nu mai te găsesc. Unde ești? Bela, unde e? Bela, iau de ce stă de cuminte. Bogdan? Unde e capătul la încărcătorul ăsta de la mă? Nu știu, bine să mă ajungi să filmez și eu pentru fanii mei. Da, bine? Că și eu te-am ajutat pentru fanii tăi, nu? Ce faci? Cauți încărcătorul? Că ăsta e încărcătorul. Ce, nu-l mai găsești? Sau unde e încărcătorul ăsta? Păi nu știu ce, s-a încurcat încărcătoarele cu finul, cu cine? S-a prostire, nu știu ce e aici. Ce faci, că nu trebuie să dai drumul boxe acum, că n-am voie. Asta e alt cablu, de unde sunt două cabluri din aici? A, păi e la de boxă. Ori de la încărcător, de la mașina ta de tuns. Bun, stai să vă duc de la boxă? La baie, mai filmează pe Bela. Da? Pe Bela, ia uite ce este de cuminte, Bela. Bela, cât, hai să te vadă Darius. Vezi, Darius, ce cu minte stă Bela? A mâncat. Acum stă cu minte. Ia uite, Bela, ce frumoasă. Beluța, hai da, Beluța. Vrei să-ți fac baie? O să fac baie, nu, Beluța. Da, Beluța, trebuia să-ți fac baie seara când ai venit, dar o să-ți fac și acum. Și vă rog frumos pentru toți fanii mei să-mi dați mesaje pentru Bela. Ce să fac lui Bela? Că lui Bela i-a crescut, ia uite, vedeți, i-a crescut părul și nu se simte bine. Trebuie aranjată, trebuia să o duc la salon. Nu știu, o să duc la salon să fac, să o tundă, să-i facă baie. Ori să-i fac eu baie acasă. E mai bine ori să o duc la salon, că nu știu. O să fac. Ce facem, Bogdan, cu Bela? Zi, trebuie să o mergem, mă, să o ducem la salon? Da. A? Trebuie, nu? Da, te rog frumos, mă filmezi și pe mine. Ca să vadă fanii, că eu nu mai am terminat. Tu ai terminat. Dar eu ce am de făcut, nu? Eu trebuie să curăț cartofii, nu? O să curăț cartofii și trebuie să pun în parcurs. Tim, a nebunit Tim. Da, nu mai răspunde. A nebunit Tim, prăte. Nu mai vorbi de Tim. O să-l facem vedetă mare și așa lasă acolo. Ăsta e cuțitul care ni l-a adus fratele lui Bogdan din Italia. Tai, da, dar vezi că ai și din aia curățătorie. Da, dar eu mai bine tai cu cuțitul ăsta, că taie mai bine. E original din Italia, știi? Că l-a adus Dobrin. Dar e mare ăla și nu e bun. Nu e mare? Curăță, da, dar taie mai bine. Cu ăla, să curăță, așa, sau cu asta, că nu. Ești pe filmare și... Ai pus filmarea? Nu. Da, iau să curăț cu asta. Păi ăsta nu mai am răbdare, ia uite. Ia uite cum face, nu că nu curăță bine. Păi ia cu ăla, îl mic. Păi nu, că cu ăsta eu nu pot să curăț bine, nu mă mor copii fac cu ăștia. Eu sunt învățată ca la șatră. Mă lași? Că sunt învățată ca la șatră. Vedeți, fraților, ăștia în șatră așa sunt. Cuțite, da, peste cuțite, cuțite, farfurii peste farfurii. Da. Una să sparge, una să face, da, una duce, așa una fac mai să duce. Păi nu fac așa, nu. Repede. Vrei să stau pe cartofii ăștia până mâine? Sper că după mintea voastră s-a schimbat ceva sau nu.
tot așa are ideile de șatre, vedeți, uitați-o cum face. Îi explic de 100 de ori, fă așa, fă așa. Schimbă și tu din situația ce aia din șatră. Nu pot să mă schimb după nu mentalitatea. Nu poate prieten, n-are ce să... La altă mentalitate. Eu uitați. Pot să mă schimb după șatră, adică ce face șatră. Ia, dacă sunt aveți ceva în comentarii, te vă rog frumos să scrieți. Păi sunt și eu Olga originală. Cum să curăț cartofii două ore pe un cartof? Nu, uitați. Eu uite, cu cuțitul curăț mai repede. Păi uite, cu asta stai să vezi tu. Ia uite, cum fac? Așa, așa, da. Așa, nu pot. Încep. Fac așa, original, cu cuțitul, ia uite. Vezi? Nu, prieten. După mintea voastră și ce vedeți voi, vă rog ca să scrieți acolo. Și după aia o să vadă și acum este situația. Cum, ia uite, nu-i bine? Stinge aia că nu e voie, că se închide canalul. A? Nu e voie. Bă, cine a dat drumul muzică? Stai, că nu e puțin. Nu e voie. Nu e voie. Doamne, ce facem acum? Ștergem filmarea? Nu, că merge, e puțin, e puțin. Puțin. E puțin. Bă, cum? Nu poți să bagi bandul de muzicare? Nu e voie. La mine merge ca un canal nou. Băi, Bogdan, ia zic că mă enervați, că puneți muzică, că nu e voie. E, e puțin, n-are. Voi nu băgați în seamă fanii mei când filmez și eu aici. Eu pentru cine filmez? Pentru fani, să vadă ce fac. Să le spun că mă doare capul, nu mă simt bine. Vreau să văd ce fac, unde mă duc, vreau să plec din țară. Vreau să plec în America, undeva, în Canada. M-am săturat de România. După gata. Virga? Da, după prietena mea, Virga, să mă vadă, să-mi dă cerere. Că nu știu, mi-am blocat Virga. Virga, vezi că plângea Olga după tine, Virga. Da, și mi-e dor de Virga din Canada. Vreau să merg după ea. Pentru Virga, ferea. Cine cunoaște pe Virga care e din Severin și este plecată în Canada, vreau să mă duc după ea. Cu băieții din Craiova a plecat, nu? Nu știu cu cine a plecat, că nu mai știu de ea. Nu? Vă rog, vreau frumos. Să spun la toți fanii mei care se află în Canada, da? Să-mi scrie și mie mesaje că nu știu de Virga unde e. Și dacă vrei de Virga, să scrie și ea mesaje pe canalul meu, Olga de la Stehaia, nu? Și vreau să vă spun că Bogdan aici a făcut ciorba lui, cu puiul ăsta, ciorba de orez cu zarzavaturi. Dar eu acum trebuie să fac cartofii ăștia la tavă, o să vă arăt eu rețeta mea de la Stehaia. Nu? Nu mai vorbești nimic, Bogdan? Păi ce, da. Te-ai îmblocat când ai auzit de Canada? Stai puțin, că nu trebuie să vorbim unul peste altul, că nu mai înțeleg fanii aici. Păi zi tu, hai că te ascult. Că de multe ori am vorbit unul o treabă, altul alta. Și fanii au scris acolo că vorbim unul peste altul. Că fanii noștri trebuie să asculte ceea ce vorbim și ceea ce facem, nu? Uite, facem niște cartofi. Sperăm că o să iese bine, cu gust și cu o pregătire foarte, care s-au pregătit, s-au scos din același pui, s-au scos cotoaiele, au rămas pulpele la el și pieptul. Și acum o să prepare și să-l pune la cuptor cu cartofi, cu ce mai pui? Cu cartofi și cu morcovi, cu verdețuri, ce să mai pune acolo. Știți destul de bine cum să prepare în Stehaia și sper că o să iese cu gust și bun. Și așa, prieten, ce o să vă spun cu doamna Olga? O să dăm drumul la cuptor, eu zic acum. Să dăm drumul la cuptor, ia auzi. Da, să se încinde cuptorul, să punem carnea. Până o să pun apa aici peste cartof, o să mai curăț cartof. Păi, o să curăț cartof, normal, că nu. Nu o să mâncăm numai carne. Mă dore capul, nu mai pot să... Ia vedeți, prieten, acest pui e pregătit. E scos din el decât coșul. Cotoaiele și-au rămas acest pui și aripile. Stai să pun acum ce fac eu ca la Steha. O să pun sare. Aici o să pun sare pe carnea asta. Uitați, prieteni, aici așa au venit oțele de zăpadă, de nisoare, după cum vedeți. Ia arată aici ce pun eu la cuptor la puiul ăsta, cum prepar eu așa sare. Nu multă sare. Nu multă sare. Așa.
că Bogdan ține regim ca să nu facă burtă. Da. A nebunit Kim. Lasă-l închide. A nebunit fraților, numai cu telefon. Nu mai închide, închide, așa, o să punem ulei aici. Avem, avem. Vezi cum să facem, ia de cum o să facem, poate vrea și bani. Bogdan, poate vrea și bani. Păi eu știi de ce pun ulei mult. Uite, dar tu știi de ce pun ulei mult. Mă, trage tigaia aia că râde fanii tăi de tine. Trage tigaia sub tavă. Nu cade, ia uite așa, ca să nu sarde. Da? De asta pun ulei mai mult. Aha. Da. Pune două sticle ca să ai. Pun așa, ia uite cum am pus, vezi? Așa? Da. Uitați-vă, prieteni. Da, și bara cu scoare, ceva ușor. Să. Facă și fani. Nu? Ce mare lucru să bagi un pui la cuptor. Ia uite, vezi? Da, uitați, așa să puneți. Ați văzut? Ulei și puiul și cuptor. De ce să nu la restaurant? Numai la restaurant? Da. Și noi facem acasă mai mult. Nu, o să vină, prietene, o să vină... Cine o să cineva vină? Să o ducă pe 23 acolo unde nu trebuie. Nu vorbi, adică... Da, bine, hai vorbi. O să pleacă în Germania să vă arată acolo. La Caraula. Vei să vorbesc că cum e la Caraula? Ia te dai tu mai șmecher ca mine. Cine ești tu de la Caraula? O să ducă pe 23, frate. Știi că eu sunt un original. O să mă fac o filmare în direct. Hai, mă! Ca să vedeți și voi. Lasă-mă, știi tu mai bine ca mine. Nu, uitați. Gata, deja. Ia, vezi, deja stai să păi de ce nu-l pui la tigaie? Eu de ce? De ce păi la tigaie? La tigaie? De ce îl pui la cuptor așa, așa cu ulei și aia? Așa vreau la cuptor, așa vreau. Ferească Dumnezeu. Acum să curăț cartofii ca să uitați-vă, fac mai mult. Uitați-vă, prieteni, ia. Deja a dat drumul la cuptor. Da, să se facă carne întâi. Cum fac eu acasă? Să face carne și cartofii mănânci frumos. Da, și la tine la Caraulă cum e? Cum e? Că eu nu știu cum e acolo. Că la țară știu că pune la cea, un... În curte, afară, cu focul, dar eu pun, uite, eu pun la cuptor direct. Nu mă mai mută, rest nu nimic. Dumnezeu și Iisus Hristos, ați văzut, prieten? Sper că ați văzut. Ați înțeles despre ce e vorba, nu? Da, despre ce e vorba, ia că nu înțeleg. Pe 23. Ce e pe 23? Ce? O să vedeți filmările în direct. Cum? Stați pe fază și nu pierdeți filmarea de pe 23. Dimineața la orele 8. Cum adică? Păi cum adică? Care 23? Luna lantă? Acum. Ce e pe 23? Ce e, mă, astăzi? Sâmbătă, duminică? Marți este pe 23, prieten, nu? Cum? Păi ce e pe 23? Că tu nu înțeleg. Ce vrei să spui? O filmare foarte, foarte... avansată și foarte frumoasă. Sper că... Eu cred că mă sperie. La o filmare ce? O să avem... 25.000 de vizualizări, ce pentru că este o filmare extra, extra puternică, prieten. Adică? Dar sper că nu o să filmăm decât 10 sau 12 minute, că acolo e cam greu de filmat. Cum? Și dacă cum? Stai cu telefonul în mână și filmezi, o să fie un risc. Ce? Pentru că filmările nu se filmează în orice loc public. Aici noi filmăm că suntem în casă, facem mâncăruri, facem... altceva, mai vorbim, dar locurile care sunt menajate și lucruri personale care noi trebuie să intrăm cu filmările, este un risc și s-ar putea să ne dea penalități. Păi ce e penalitate? Dar vă rog frumos să ne urmăriți că pentru acolo o să iese o filmare aproximativ 10 minute și o să punem. Ce o să fie? Posibil să o punem pe canalul meu sau pe canalul Olga. Păi ce o să fie? Că nu știu. Da? Uitați-vă, deja a pus puiul la cuptor. Uitați-vă și voi, prieten, dragi. Deja nu știu cum o să apară. Sper că nu. Doamne ajute. Oh, dacă e, mai luăm un pui și asta este. Ia zi, Bozane, ce opi pe 23? Ia zi, Olga, ce o zici? Ce opi pe 23? Vrei să pleci? Uitați-vă. Vrei să fugi? Nu, de filmare, nu să, unde să fugi, că n-ai unde să fugi. Dar ce faci pe 23, că nu înțeleg. M-ai pus pe gând. Da, uitați-vă, cartofii se taie foarte bine, uitați cum se taie. Sper că nu sunt groase, ca să nu rămâne, ferească Dumnezeu, cruji. Da. Dar știi că, că unele persoane mănâncă cartofi cruji? Ai grijă la mâini. Dar știi că unele persoane mănâncă cartofi cruzi? Că trebuie să spună... Că cartofi cruzi, deci știi ce înseamnă? Vitamine. Da. Da. Și ce trebuie să facem noi? Să mâncăm cartofi cruzi? Da, degenerează picatul. Eu, da, auziți, frate. Și stomacul. Deja începe să cunoaște și medicina. Da. Deci o să vă povestească și ceva... Mai ales să-l bagi la mister. Dintr-o să parte... Să faci seamă de cartofi.
pe care voi nu ți v-ai explicat până acum și nici n-aș știuți. Acum o să începe să vă povestească și o parte din medicină. Da, o să vă spun o parte din medicină. O parte. O să puneți la mister cartofi cu sfleacă roșie. Auziți, da? Da, și să iei numai zama să bei în fiecare dimineață. Ați auzit, prete? Da? Acum o să dau și eu un telefon la Maria și o să spun, uite, doamna Maria, pentru că ea face parte din medicină naturistice. Doamna Maria, de la Baia Mare. Și eu o să o sun și o să o întrebăm ce înseamnă un suc dat la... Adică un suc. Cartofii cu sfeclă roșie dat la mașină. Da. Pentru ce sunt buni? Sucul. Nu știu. Pentru ce e bun? Pentru ce să... Eu n-am auzit treaba asta până acum de la doamna. Ce-am auzit? Ca să nu mai spui, doamne, ferește, o fi cartof cu crud și cărba la cuptor și o fi crud. Adică da. Cum să fie bun? Nu e cum. Am spălat aici bine cartofii, vedeți cum nu fac eu bine. Așa se pune cartofii. Da, nu pune bun, dar nu fac eu bine. Prete. Ia, nu fac eu bine. Ia să-mi trimit un mesaj. Ia, prieten, ia vede și voi, cartoful ăsta se face... Așa gros tăiat, ia vede și voi. Se poate face cartoful ăsta. După mintea voastră. Da. Maria, vreau dacă tu vezi filmarea asta, vreau Maria... Vreau și eu să văd cum pregătesc. Stai să-mi glasul pe Maria. Și să dăm vreau un mesaj de la gospodinele din Caraura, din satul de unde a crescut Bogdan. Așa. Cum fac ei cartofii? Că eu le fac așa, le fac. Cum vedeți voi acum. Păi da, tu ai mâncat salată de cartofi? Da, cum să... Cum să mănâncă salată? Păi salată de cartofi, cum să faci salata de cartofi? Cum să face? Explică la prieteni. Hai să explic cum să faci salata de cartofi, ia, da? Ia, prieten, dacă știi salata, salata de cartofi. Să ferbe cartofi întregi, să așa. Face cuburi, așa. Să toacă două cepi, așa. Cu maioneză. Cu maioneză? Da. N-am și auzit. Cu oțet și cu ceapă și faci salata de cartofi. Cuburi. Ați auzit, cartofi, prieten? Ceapa și maioneza și un pic de dacă oțet. Dacă aveți ceva și știți cineva dintre voi care să îți explicați ceva lui doamna Olga despre salata pe care se face cu aceea ce ai v-a explicat, vă rog ca să o corectați și să-i scrieți acolo în comentarii. Pentru că nu știu. Acolo în Strehaia sper că salatele nu s-au folosit foarte mult, s-au folosit numai oi, porci, mei, curcan și alte lucruri. Da, Olga? Da. Acum tu trebuie să te înveți alte lucruri aici. Ce să văd? Nu mai sunt mei, nu mai sunt voi, nu mai sunt curcan, nu mai sunt nimic. Sunt învățat. Sunt și vaccinat, sunt și învățat. Păi eu vorbesc de vaccin aici. Păi am 7 ani, ca să vă mai supărăm rău. Păi ce, ai nevoie de vaccin? Eu sunt vaccinat aici. Doamne. Nu, prieteni, uitați-vă și voi. Doamne ferește, ce cartofi! I-a dat în 4, zice și îi pune în tavă. Nu. Da, eu și așa fac eu, așa. Deja puiul s-a pus în tavă în ulei. Uitați-vă. Nu. Uitați. Ui, bă, frate, ha. Cum se face? Așa, puiul băgat în ulei și gata. Aveți ceva idee pentru puiul ăsta? Ia vedeți, prieteni. O să vezi tu ce bun o să ia. O să vezi. Mai e și peștele bună, ai văzut? Păi da, pește e pește și pui e pui. Eu nu mai înțeleg nimic acum. Da, Bogdan, dacă te-ai făcut tu carne de vită cu cartofi. Ai văzut? Da, cum dar acolo? Eu n-am făcut niciodată carne de vită cu cartofi. Cum nu se face, prieten, carne de vită cu cartofi în tavă? Nu. Voi ați văzut filmulețul meu pe care l-am făcut cu carnea de vită în tavă. Ia zi fine și tu. Nu ai mâncat niciodată carne de vită cu cartofi la cuptor? Da. Uitați-vă, și filmul facă... explică pentru că cum se face carne de vită. Se mănâncă carnea de vită, prieten, și cu cartofi. În tavă, la cuptor. Doamna Olga zice că n-a văzut. Uitați. Nu era carne de vită aia. Cum nu carne era? Carne de oaie era. Păi nu e tot vită.
Nu, dar carne de oaie cu cartofi n-am mai văzut. N-am mai văzut? N-am mai, am văzut la Ceaun cum faci orez cu tocană, cu carne de oaie. Usturoi. Tocană, da, tocană și usturoi, de oaie. Normal. Adică saramură de oaie, să faci la noi. La steamă de oaie, dar nu cartofi cu oaie. Hai mă, prea de tot. N-am mai văzut, la noi la șapte n-am mai văzut. Nu știu, fine, cred că și tu trebuie să te schimbi în meniul ăsta care se întâmplă. Obligat forțat ești. Da, ai văzut că cu totul nu era dat drumul. Băi, frate, ești ala aici. Tu nu te uiți. Ia. Ce faci? Băi, nu mai am luat la cuptor, că am dat 25 de milioane pe cuptor. Uitați-vă, frate, am mai... Eu mi-ai dat la 50 și nu mai face. Uite, băi, frate, am mai rupt un cuptor. Păi uitați-vă și voi. La 50 aici și trebuie să stai la 200 de grade. Asta e al doilea cuptor care îl rupe. Păi ia de unde ai dat? Uitați-vă. Dar de ce ai dat să meargă încet? Dacă se rupe și asta, te duci la patroana și ai cuptorul ei. Hai mă, lasă pe patroana. Ce tu ai tu cu patroana? Lasă pe patroana. Ce tu ai tu cu patroana? Eu nu știu ce ai tu cu patroana. Ce ai de împărțit cu ea? Cum ce am de împărțit? Ce? De ce mă trimis tu pe mine la patroana? Păi dacă îți artă și rup și cuptorul ăsta, de unde mai iei altul? Te întreb. Are patroana vreunul rezervă acolo? Da. Cred că are, da. Atunci, bagă la cuptor cu curaj. Ce faci cu cartofii ăștia? Așteaptă să le facă puiul și după aia le băgăm acolo. Da? Da. Uitați, prieteni. Ce, n-ai răbdare? Uitați, prieteni, să face puiul și apoi cartofii. Ați văzut așa ceva? Ce? N-am mai văzut. Cum să face puiul și după aia cartofii? Dar cine ai mai văzut să mai vezi? Doamne, băi, prieteni, n-am văzut. Cine ai mai văzut să mai vezi? Stai să vezi ce mai vezi. Stai să vezi ce am mai scos acum. Ardei, ce mai sunt? Da, stai să vezi ce mai vezi. Stai și-i fum, da. Stai să vezi. Hai să vedem. Tu nu știi toate rețetele care le fac. Nu, ai trebuie să... Nepoata ce face? Pe unde e? Ai dat telefon la nepoata să vine să mânce. O să vin. Și gura ei. O să vin. Când? O să vine, nu știu. Ui, mă, prieten, ui, doi ardei, doi morcovi, să mai pune acum în pui. Hai să vedem ce să mai prepar aici. O vedeți, prieten? Vezi, cu asta să curățe numai morcovi. Tot nu înțeleg. Cartofii, ardei, morcovi, toți, să puneau o țără apă și fierbea cu tot, cu găină, cu tot. Pentru că aștia nu trebuie mult foc. Sper că cartofii, dacă le făceai mai subțire, morcovii tăiați felii mai subțire, ardeii iar la fel și se făceau odată cu puiul. Dar acum e totul schimbat, uitați-vă. Nu se face cu tot cu uitați-vă și voi ce face. Dacă voi ați văzut ceva din filmările astea pe care noi le-am filmat și înțelegeți ceva, vă rog frumos să scrieți acolo. Nu. O să mă duc să iau alt pui, fraților, și o să-l prepar pe canalul meu de YouTube și să vedeți diferența de pregătiri. Oh. Nu, Olga? Nu. Nu? O să fie diferit. De ce? Da, păi tu faci altceva, eu fac altceva. Tu ai făcut supă, eu fac puiul la cuptor cu cartofi, nu? Da. Cu zaza 4. Nu? O să vezi ce o să iasă. O să iasă viral puiul ăsta, prieteni. O să pun și pe TikTok. Da. Da. Dar cam cât trebuie ăsta lăsat? Ca ne foame, uite, e și finul, așteaptă aici. A, ți-e foame? Trebuie să ai răbdare când vrei ceva cu gust. Când vrei ceva gustos, trebuie să ai răbdare. Păi murim de foame până atunci. O să lăsați când o să termin aici. Ia uite, prieteni, avem de aici. Trebuie să vezi aici. Și o supă care s-a făcut. Adică l-ai făcut-o tu. Da, mai avem aici și niște sarmale. Lasă sarmalele, că sunt de-aseară.
Ia avem, acum le încălzim și până când face ori la puiul ăsta, ori cred că zboare puiul. Ia vezi un tavă mai, ia-i puiul ăla, cred că o zboare de acolo. Azi ia cuțitul ăla, acum trebuie cuțitul ăla. Ia, acum trebuie. Da, cuțitul de la fratele tău. Da. Nu știu ce se întâmplă cu acest pui, dar sper că o să fie bine. S-a făcut ceva, nu? Nu. Ia să vedem. S-a făcut puiul prete. Tot așa a rămas. De ce nu merge cuptorul? Dar de ce? Nu știu. L-ai oprit iar cuptorul? Ia uite cum taie cuțitul de bine, vezi? De la cumnatul meu l-a oprit. Uitați, uite. Nu. Deci tai cuțitul. Da. Adică nu tai eu așa bine, știi? Cuțitul tai fără să vreau. E vorba că tu nu ai experiență de cuțit. Cum tai se face? Așa? Păi nu. Pune vârful în jos, cu vârful în jos. Așa. Și ridică de la din cuțit în sus. Da? Păi eu nu sunt... Nu ai experiență, da. Ca la caraura. Eu sunt ca la stăhaia, știi? Ia uite, tu faci așa ca la caraura, așa. Bravo, ai așa, văzut? Așa, crezi că nu știu? Experiență, da, așa, uitați, prieteni, așa. Așa. Dar nu vreau așa, înțelegi? Da, ați văzut? Că ia știe așa. Și asta. Iați, vezi? Așa, nu se tăie ormai e numărul 1, e nu băgat pe hartă. Bine, vezi? Nu se tăie când fac eu așa. Da. Iați, acum ai făcut să tăie altfel, vezi? Altfel da, se tăie. Altfel, normal. Păi vezi? Văzut, mai mărând. Hai așa, să fim realiști. Așa, așteptăm. Da. Dar cartofii aia nu-i mai dai o dată pe jumate? Nu, nu. Nu? Asta înseamnă șmecherie. Prietene, asta înseamnă șmecherie să mâncăm cartofi cruji la cuptor. Nu. Ui și te voi, frate. Uite. Dar de ce nu se face aici? Ai dat iar la 50. Păi de ce ai dat la 50? De la cuptor. Păi de ce ai dat la 50? Doamne, ca să nu mai se facă. Da, deci eu am dat la 250 de grade. Nu să mai facem puie. Și tu l-ai dat la 50. De ce? Ca să mă enervez să nu mai fac mâncarea asta de loc. Mai dat și după așa. Nu, lasă geamul, lasă geamul. Nu, ia uite ce e afară, uite, nici tu ce e afară. Uite, desfă pe perdeaua. Ia uite, nici și tu n-am și geamul desfăcut, dar să mă îmbolnăbesc chiar. Ia, ce e afară, nu, ninge, vezi? Nu, uitați, prieten, ninge pe aici, pe la Craiova, nu, pardon, pe la Strehaia. Da, uitați. Ninge, și tu dai drumul la geam. Acum trebuie să aștept. Acum trebuie să așteptăm. Ce vreau să vă spun, o să închidem filmarea. Eu o ți-am făcut așa mai, cum să vă spun, mai supărăcioasă. Uitați-vă cum arată Olga supărăcioasă că nu s-a făcut. Lasă-mă că îmi pun ochelarii ca să nu mă vorbesc bine. Ce nu arăt bine, ia uite cum arăt, vezi? Ați ținut prietenă jumătate de oră, pui un cuptor și nu s-a făcut. Nu știu ce s-a întâmplat. Din cauza ta, da. Din cauza ta, ciorbă nu vrei, acum nu vrei sarmale, vrei pui la cuptor. Și îi dai cuptorul la 50 de grade. Și da. Eu dădusem la 250. Din ce cauză? Vrei să îmi dai de lucru? Cred că ăla seară singur de pe grade ce? Care le dai. Cred că butonul seară singur. Păi ia uite-te la el. Nu, că acum merge. Ia uite, acum să vezi cum merge. Ia uite. Ia uite are cum ceva merge. Probleme cuptorul. Ia uite acum. Merge acum. Da. Păi cum seară? De la 250 prieteni seară la 50. Să poate așa ceva. Ce-ai făcut? Păi lăsa puiul de jumătate oră. Uitați-vă și voi. Nu. Nu înțeleg. Cred că mi-am luat ochelarii ca să văd bine. Cred că e cuptorul defect, nu? Cred că tu ești defect, că tu ai cumpărat cuptor. Eu sunt sigur. Hai distrug și pe asta, nu? Eu te-am pus, începe. Ce zice acolo? Începe să meargă. Ia vezi, dă-i gradele, pune ceasul. Pune ceasul. Ca să știi cât trebuie să dai. A, bravo. Ia. Cât e aici? Ia vedeți, prieten, cât a dat acolo? 50. 50, 45, da. 45. 4 păi ore. Da. Nu.
Doamne, faci. Ia vedeți pe ce să fac aici. La ur. Nu știu. Cred că puiul ăla o să zboară din cuptorul ăla până ce la ce-a făcut, Doamne? Am distrus eu, nu știu să pun aici. Uitați și voi. Zi, Bogdane, că am stricat cuptorul. Păi bag acolo două ore, bagă, nu? A, nu, aici să faci minus, știi? Așa. E minus și era plus, înseamnă că înseamnă minusul... Înseamnă că merge bine, nu? Da, să-l dau mai mic, mai la... Aici e 5 ore, știi? 5 ore? Mamă, 5 ore, nu, 4 ore, 4 ore jumate, ia uite. Păi uite că scrie aici, prieten, uite, minute ce sunt, minute, 4 minute și 39 de secunde. Păi atunci cum facem? Păi e bine așa, lasă-l așa. Nu, să dăm mai mult, dăm la 20 de minute. La 20 de minute? Da. Ține apăsat. 5 minute. Cred că e bine 5 minute. 20 de minute. Cum 5 minute e bine să facă cuptorul 5 minute? Unde nu să facem bine? 5 minute. Nici la restaurant, nici la niciun cuptor. 20 de minute. Tu nu știi nimic. 20? Da, dar nu merge. Eu. Sigur? Nu merge cuptorul tău. Păi cum să? Până acum a mers. Ceasul tău ăsta. Uite, 6 minute. Trebuie să ținem apăsat? Ține apăsat, da. Cred că nu merge mai mult de 5 minute, Olga. Hmm? De mult nu merge n-are mai mult. N-are cum merge. Cum să nu meargă cu turcii? Merge păi, și 2 ore, și 3 ore, ești nebun? Păi eu cred că merge de la 5 minute eu, până la 1 minut. 7 minute. Eu, sau eu. Cum? Stai să vezi. Cum merge cuptorul ăsta, prieten? Nu știu. Ceasul e. Ceasul e de vină. Da. Cuptorul merge nelimitat când vrei tu. Eu cred că tu ești de vină, că nu știi cum să dai. Numai orele aici, arată orele. Cât orele? Vezi? Păi cât pui? 7 ore? Nu, 7 minute ai zis. 1 minute. Păi spui până acum ore la prietena aici. Spui minute. 20 nu, de minute nu mai am zis. 20 de minute am zis, dar nu merge. Ia uite. Nu merge. Ia uite, trebuie să las așa. Cum da, să nu merge cuptorul? Acum. A, am uitați, prieten, gata, a 27, gata. 20 să aș, e, a, gata, acum știe, uitați, prieten, e 25. Lasă așa, nu mai da. 20, că s-a depus. 20 dai. Da. Hai că începe, dar să nu mai seară după aia de la 250. A, 21, hai să lăsăm 21. 21. 21 de minute. Dar cred că seară iar butonul de la 200 nu, la 50. Nu, că acum începe, vezi, acum începe, ia. Da, începe, ia vedeți, prieten, începe. Da. Doamne, grește, cât patimă pe Olga da, cu cuptorul ăsta, fraților. Că o să fac cartofi acolo. O să vedeți voi ce. Nu. Bă, hai să nu mai așteaptă panii, că ce nu să mai aștept? Să le spun că o să arăt alt ce? Filmuleț, pentru ca să nu vă plictisești. Dar cum vezi, minute, cu ochilarii, cum vezi? Cum apare mâncarea mea făcută, cum, puiul la cuptor da. Cu cartofi, nu? Ia explică la fani, cum vezi tu mâncarea cu ochilarii ăștia? 3D sau? Da, o văd 3D. Mai bine. Văd mai bine cu ochilarii ăștia. Aștia sunt ochilari no. De vedere. De unde au venit ochilarii ăștia? Din Italia originală. Azi, hai, prieten, hai. Hai, cum am plictisit. No. Hai, închide filmarea. Închide filmarea că am ceva să spun. Acum ia de camera, ia de camera, ia de camera. Ia. Unde dai camera? Ia. Trebuie să te arăt pe tine ce, cum, ce față ai că râs de mine. De ce ai dat cuptorul la 50 hai, de la 250? Uite pe aici. Ia zi, de ce ai dat? De ce ai dat cuptorul la 50? Stați. Nu se are butonul, e o problemă cu cuptorul. Cred că tu ai umblat. Bela, ce faci, Bela? Hai, Bela. Cum te simți că e Bela la noi acasă aici? Că a venit de la Stay High la noi. Ia zi. Ce cum te simți tu cu Bela în casă? Că cum e ca o nepoțică în casă aici. Să vedem cum o să faci cuptorul, lasă tu pe Bela. Pe Bela să las? Ia da. Ce cu minte. E mai cu minte ca tine, Bela, știi? Da. E cu minte, da. Și eu cum sunt? Nu știu, că tu ai dat cuptorul la 50 de grade de la 250. De ce? De ce, măcută? Ca să nu mai termin mâncarea, vrei să pleci undeva în oraș, să da. Pui? Vrei să fugi, nu? Cred că foamea care o am, cred că merg în oraș. Da, asta era treaba, să fugi în oraș, să nu mai mănânci acasă. Da. Asta, ia uite că deja sfără, ia uite. Da, sfără, înainte nu sfără ea. Sfără e puiul? Da, nu păi sfără ea. Păi ce vrei să spui, că doarme sau puiul? Nu sfără ea puiul, din cauza ta. Uitați-mă, da, din cauza ta. Din cauza mea, da. Bine, hai că vorbim fără hai, filmare, să vedem unde vrei să și pleci. Și urmăriți canalul lui Olga Originala.